Astăzi, la ora de cripto, pe lângă analiza tehnică, aș vrea să vă arăt și un exchange foarte interesant cu... Uh, un joc chiar foarte interesant se numește YoStep de pe YoBit.net. După cum bine știți, uh, anul 2022 a dat naștere la cea mai populară industrie a aplicațiilor move-to-earn, mergi și câștigă. Uh, Adidas și Stepan în care literalmente toată lumea alerga și făcea bani, dar la un moment dat nu prea se mai renta. Și această platformă își propune să facă lucrurile puțin diferit de ce au făcut cei de la Stepan, prin moneda lor GMT. Și acest videoclip este sponsorizat de către cei de la iobit.net. Atunci tokenul Stepan a făcut vreo 300x față de prețul inițial când s-a lăsat, cred că din martie 2022, pe Binance și după am făcut încă vreo 70x în plin bear market. Și în acest videoclip vreau să vorbesc despre exchange-ul Yobit care intră în această tendință și și-a lansat proiectul YoStep cu adidași virtuali și oportunități bune de câștig la fel ca și Stepn. Am mai le țin legătura și înainte cu Yobit. Este un exchange nu foarte cunoscut dar care își propun să ajungă departe. Aici au foarte multe airdrop-uri și tot felul de contesturi. Și cum funcționează partea asta de Yostep? După cum bine știți și pe Step, când cumpărai un NFT, trebuia să-l plimbi zilnic și primeai niște GST. Cu acel GST puteai să-l să transferi în GMT, în Solana, puteai să-l să schimbi, după aia puteai să-l vinzi, puteai să-l upgradezi sneaker să câștigi din ce în ce mai mulți bani. Exact aceeași teorie este și aici, doar că nu trebuie să te plimbi. De exemplu, avem un level 1 sneaker aici, da? De exemplu, acesta îți produce 2 Yo Step plus bonus daily, aproximativ 16 centi pe zi și la sfârșitul anului vei primi aproape 59 de dolari dacă se vor menține aceste câștiguri până la finalul anului. Da, și costul unui NFT este de 10 dolari, după aia al, doua, al doilea NFT este de 50 de dolari. Câștigi 81 de cenți, aproximativ 296 de dolari zilnic. După aia, cu sneaker-ul de a, 100 de dolari, vei câștiga 1,62 pe zi. După aia, la sfârșitul anului, vei avea aproape 600 de dolari dacă câștigurile vor rămâne la fel. Și așa mai departe, chiar și avem un papuc de 50.000 de dolari, dar nu știu cine ar da 50.000 de dolari pe un astfel de papuc și valorează 813 câștigi 813 dolari pe zi și la sfârșitul anului vei avea 300 de mii dolari dacă aplicația va mai rămâne, da? Deoarece bineînțeles este și un risc și nu trebuie să avântați cu banii și nu băgați foarte mulți bani, mai bine testați o săptămână, două și după aia băgați mai mulți bani. Și acest este un cont primit de la ei în care să vă arăt cât se câștigă cu mai mulți papuri, de exemplu cu level 1 aici voi câștiga în următoarele 2 ore și 36 30 de cenți, cu un level 1 din nou 31 de cenți, după aceea cu level 2 207 dolari, level 5 19 dolari, la fel în 2 ore 34, cu un level 4 128 de dolari peste 48 de minute. Și spre deosebire de Stepan, pragul de intrare este foarte scăzut și NFT-urile sunt valabile, după cum am zis, chiar și de la 10 dolari până la 50.000 de dolari. Și pe această pagină puteți cumpăra acest, acești pantofi sport și puteți vedea randamentul lor zilnic în jetoane Yostep, în monedele Yostep. În, în mod logic puteți vă întreba de unde atâta randament așa de mare ca să primiți aceste câștiguri. E bine, economia proiectului Yostep retrage o parte din fisele din jocul DICE. Acesta este jocul DICE aici, da? în care oamenii pot să pună, exemplu, dacă faceți cont pe acest site, puteți pune Bitcoin, USDT, Yostep sau alte monede și puteți juca și jocuri de dice. Da? Dacă dați peste, câștigați dublu, dacă, dați, dacă greșiți, pierdeți banii și 80% din acești bani merg în aplicația Yostep, da? adică 80% din pierderi merg spre aplicația Yostep. După aia, bursa are și un fond de rezervă, similar trezoreriei Stepan, care sprijină plata recompenselor suplimentare tuturor participanților Iostep. Acest lucru face ca economia virtuală a adașilor să fie sustenabilă pe termen lung, teoretic, da? Așa spun ei. Scopul principal al Iostep este de a atrage comercianți la exchange. Practic, exchange-ul face o infuze de capital, adică bagă foarte mulți bani în marketing, în promovare și de asta au lansat și această aplicație YoStep ca să atragă și mai mulți user ca să folosească, da, instant când intră un om pe platformă, poate mai și tranzacționează aici în stânga, mai bagă pe YoStep, pe Dice, da, și atunci se rentează să cumpere un astfel de sneaker. După aia toată lumea știe că schimbul atrag și utilizator cu acțiuni profitabile și apoi câștigi, câștigă bani pe termen lung deoarece un utilizator criptoactiv va tranzacționa în mod regulat timp de câțiva ani. Teoretic asta fac ei și Binance chiar asta fac și rulează platforme de lansare foarte profitabile oferind utilizatorilor miliarde de dolari prin acele launch peduri. Același lucru pe care îl face și IoBit când, plătești, când plătesc aceste randamente foarte mari. da? Și aici în stânga puteți vedea și marketul, puteți vedea și Bitcoin și Ethereum, toate paritățile. De exemplu, puteți merge să tranzacționați și Ethereum și Bitcoin, dar funcția asta îmi place foarte mult de la IoBit. O funcție foarte interesantă, IOSTEP, dar bineînțeles nu știu cât va dura această aplicație. Dar deoarece trebuie să te gândești că sunt randamente destul de mari, adică cu 10 dolari tu să faci 60 într un an, este destul de mult. Și vedem că au și um, Your step Virtual sneakers from the YoBit Exchange New step and Killer, Cam peste tot au marketing agresiv, ceea ce ar face ca foarte mulți oameni să intre uh, pe site și să intre destul de mult și asta ar cam face ca NFT-urile să dureze uh, o perioadă, da? Deci YoBit.net și aplicația se numește YoStep, aici ai și un chat în care poți vorbi, aici ai și Dice Game, în care poți uh, efectiv paria, da, uh, sub 48, peste 52 și poți efectiv să-și dublezi banii, dar la fel poți să pierzi, pierzi și repede bani, da? Deci mare grijă cu uh, platforme de acest gen deoarece riști să pierzi bani mulți la Dice Game. Dar repet, dacă intri cu sume mici și în iostep, atunci este totul că okay. o săptămână, două vezi cum merge. Dacă ești profitabil trebuie să scoți repede investiția, da? Cam asta ar trebui să fie primul gând oricărui care intră în astfel de aplicație să îți scoți repede bani, da? Și după aia lași acolo să se ruleze uh, ceilalți. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!